Din perspectiva unui furnizor care este ultima verigă în fața consumatorului final, nu contează dacă este plafonare sau compensare. Din perspectiva noastră, cei care trebuie să ia decizia cea mai bună sunt cei care au informațiile pe întreplan, și la producere, și la transport, și la distribuție, și la furnizare. Furnizorul, deși are relația cu consumatorul final, impactul lui în factura finală este foarte mică, doar de câțiva lei pe megawattoră, deci e undeva 2%. Deci nu aici este problema în cazul costurilor și a facturilor cu valoare foarte mare. Eu ce aș putea să spun este că grija noastră ca și furnizor de energie electrică este pentru consumatorul final și noi ne dorim să fie protejați acei consumatori care au nevoie de această protecție. Practic, ce se întâmplă acum la nivelul României nu este un fenomen, și bine ați spus și dumneavoastră, tipic României, este un fenomen la nivelul întregii Uniuni Europene. Am văzut deja că sunt stați membre care s-au poziționat în cazul acesta și au adoptat o serie de măsuri. Tot procesul acesta de tranziție către clean energy este un proces care costă. Acesta este și motivul pentru care, la nivelul Comisiei, când a fost aprobat Green Deal-ul, acest proiect mare european, asociat proiectului, s-au aprobat și fondurile de modernizare, fonduri care urmează să scadă povara în factura acestei tranziții către clean. Cum urmează să fie cumva alocate fonduri nerambursabile pentru investiții care să vină să susțină acest proiect de decarbonare, proiect în care Europa și l-a asumat, iar evident România ca și parte a Uniunii Europene și l-a asumat și ea ca și țară. Deci, legat de întrebarea dumneavoastră, că este plafonare sau compensare, important este ca cei care au decizia să iau o decizie fundamentată, în așa fel încât să nu existe pierderi pe lanț și fiecare să poată să susțină business-ul pe care îl derulează și să fie cumva remunerat corect, important este ca să facă o analiză și acei consumatori care au nevoie de suport să primească suport în funcție de deciziile pe care fiecare stat membru și le iau. Deci important este să ajungă la consumatorul final acea protecție.